Hello, hello! Astăzi avem un filmuleț cu ce vă place vouă. Adică, ce mi-am mai cumpărat eu în ultimul timp? După cum puteți observa, suntem la măsuța mea, noua mea achiziție, ce mi-am dorit eu din copilărie. V-am zis eu că nu sunt foarte încântată, că anumite detaliile aia nu sunt ok. Mi-am spălat între timp și pensulele și am făcut așa o selecție la ce pensule vreau eu să am aici lângă mine. Dar, trecând peste toate astea, dați acolo like, subscribe și abonați-vă la Clonțopel să vedeți ce mai postez, pentru că chiar îmi dau interesul să postez cât mai des, în caz că totuși nu ați văzut. Și am văzut că în proporție de 68%, mulți nu sunt abonați, doar se uită așa. Păi ar fi drăguț să vă uitați așa și să dați acolo o abonare, să vă apară mereu. Și fiți pe fază, pentru că săptămâna asta, mai exact mâine seară, noapte sau poi mâine dimineață, îmi va veni Dita Maicoletul de 30 de kg de la mama. V-am pus așa în temă, să știți care este următorul clip pe care îl voi face. Deschidem pachetul de la mami, la care știu că vă uitați cu multă ardoare și inclusiv eu, pentru că eu nu știu tot ce mi-a pus acolo. Adică mi-a zis mami că o să fie chiar surpriză. Gata, încheiem cu toate lucrurile astea și începem cu ce mi-am mai achiziționat eu. O să începem cu acest gel de duș de la Balea. Nu știu dacă știți, dar eu am mai cumpărat deodorantul care miroase a la Vie Belle. Am văzut că a apărut și gelul de duș tip spumă de la ei. Am zis să-l încerc, l-am cumpărat, încă nu l-am desfăcut pentru că mai am geluri de duș în baie și aș vrea să le termin pe alea și după aceea să mă apuc să miros eu a la Vie Belle. Tot de la DM mi-am achiziționat acest deodorant de la Balea pentru piele sensibilă, pH 5,5 neutral. Nu știu exact ce, mi-a plăcut foarte mult că sticluța chiar este de sticlă și cred că am dat 10 lei, 8 lei pe el, ceva de genul. Miroase bine, până acum nu am transpirat de la el sau ceva și m-a încântat destul de mult acest lucru. Cred că îl voi recumpăra, nu știu dacă vedeți, dar deja am folosit ceva din el. Pe acesta l-am folosit că aveam nevoie. O să vă mai arăt încă o dată pentru cine nu a văzut că mi-au venit aceste două bampere, să le numesc așa, de pe Ali. Bine, nu le vedeți, stați să le mai scot o dată de aici. Am dat eu comandă pentru că eu am foarte multe carcase de telefon. Și fiind telefonul meu destul de mare, nu pot să-l țin efectiv așa în mână și am nevoie de aceste mici accesorii. Le vedeți mai bine aici decât vi le-am arătat atunci când era o zi cu mine. Și am luat două pisicuțe de-astea. Îi dau jos folia aceasta roșie și eu îl lipesc cu picătura sau ceva. Nu îl las doar în folia asta roșie pentru că nu o să reziste niciodată. Îl lipesc eu cu picătura să fiu sigură că nu îmi pleacă pisicuța de pe spatele carcasei. Mergem mai departe. Am cumpărat trei măscuțe și vă zic de ele pentru că prima care și-a achiziționat a fost Roxana, mai apoi și-a achiziționat Mona și am zis, bă, dacă tot e nebunia asta cu masca, care îmi pare acum pe de-o parte rău că s-a scos, că mi-am cumpărat și eu măști, știți ce zic, dar treacă, merg, oricum sunt bune acolo, pentru că în interior tot cu mască trebuie să stai, mi-am luat una așa, cu paiete, a fost 6 lei și prețul inițial a fost 25, când au apărut ele au fost 25 de lei, iar acum am dat pe ea 6 lei. Dovada sigură că nu vă mint este că aici este prețul. Mi-am luat și pe negru și mi le-am achiziționat și pe acestea două cu animal print și neagră simplă. În total avem 4 măscuțe. Acestea cu paiete mie îmi plac, stați că mă răgușeam singură puțin așa. Pentru că te scot așa puțin din anonimat, nu știu dacă știți, dar eu am o mască cu pietre, tot de la New Yorker, dar la preț întreg am luat atunci, nu se mai găsește. A fost, cred că, stoc epuizat la masca aia. Toată lumea m-a întrebat de unde am masca. E, dacă ții o mască de asta mai deosebită,
atrage așa puțin privirile, cu asta măcar mai atrage și tu privirea în ziua de azi și e mișto că poți să o și speli, o dai frumos cu cocolină, miroase frumos, nu e ca aia de unică folosință pe care eu vreau să zic că nu am folosit-o niciodată ca și mască de unică folosință. Nu, tati, am folosit-o, cred că o lună de zile și dacă găseam în geantă și n-aveam, tot pe aia o puneam la gură doar să intru pentru că interdicție. De la New Yorker, spre surprinderea mea, am găsit o carcasă de telefon pentru telefonul meu. Nu prea se găsesc în general carcase pentru pro-uri, pentru plusuri, să zic așa. E, ia uite aici. 11 Pro Max. Ce mai? Asta e. Plină de sclipici. Bă, dar e plină de sclipici. Efectiv, plină. Și e mișto pentru că am dat pe ea 10 lei. Uitați aici. 10 lei. 10 lei am dat pe ea. Era și asta redusă. Și am verificat sclipiciul, băgând degețelul așa în interior. Băi, și nu se ia. Adică la 10 lei chiar este destul de calitativă. O să vă zic că a fost 20 de lei înainte. Nu știu dacă aș fi dat, poate aș fi dat 20 de lei pe ea, că e chiar drăguță, dar la 10 lei, mamă, tati, asta e bombă. Penultimul lucru pe care l-am primit, pentru că este tot de pe Ali, este acest costum de baie. Stați să văd eu cum îl pun, să-l vedeți și voi mai bine. Ok, cred că așa, așa, da. Stați un pic, că ăsta stă prost. Mi-a ieșit și ăsta. Stați, Doamne, iartă-mă, oleac. Cam așa arată costumul de baie de pe Ali. Este plin de pietre. Nu știu dacă observați, este efectiv plin, dar plin de pietricele. N-are cum să-mi ia ochii. Vara, treaba asta îți ia ochii. O mică chestie care nu-mi convine la el este că sânii mei sunt undeva pe aici, da? El aici stă foarte tare, așa, nu știu, nu se mulează sau ceva. Eu credeam că este puțin mai moale, dar din cauza pietrelor, hop, nu este chiar atât de maleabil, să zic așa, materialul. Va trebui să am grijă cu el să nu se rupă. Am observat că l-am luat odată la filmări și mi s-a agățat părul în material. Și aceștia sunt lechiloței negri, tot așa, cu pietricele. Mie chiar îmi plac pietricele, nu știu dacă ați observat voi treaba asta, dar mi l-am dorit foarte mult, nu mai știu, am dat în jur de 50 și ceva de lei pe el. Sunt sigură că dacă l-aș fi luat de aici, din IDM, spre exemplu, că ei aduc chinezisme, sunt sigură că aș fi dat cel puțin 80 de lei pe el, dar cel puțin, dacă se găsește astfel de model, pentru că fiind mai scump și ei au prețuri mici, ei nu prea cumpără produse scumpicele. Cred că ei cumpără, nu știu, costume de baie undeva la 10 lei, 15 lei și să aibă ei profit să le vândă cu 60. Iar ultimul produs, dar nu cel din urmă, și sper că ați bănuit deja că este această punguță, pentru că nu m-am putut abține. Din nou avem pungă mirositoare roz, multă pungă mirositoare roz. M-am dus și mi-am achiziționat această pereche de chiloței, tot de la Victoria. Pe negru de data asta, scrie aici Victoria's Secret, au fost 130 de lei această pereche. Eu pe mine am perechea de pe Ali, stai să vă arăt, aceasta este de pe Ali, iar aceasta este de la Victoria, da? Eu v-am mai arătat odată diferențele, nu e foarte mare diferență, dar am zis să-mi iau pentru că ăștia de pe mine nu sunt tanga. Sunt exact ca și costumul de baie. Ăsta este spatele, cam așa. Și eu, în general, port chiloței tanga. Așa că sunt bineveniți în garderoba mea. Abia așteaptă să stea lângă surioara lui sau o pereche de chiloți, două perechi de chiloți, deci da, surioară. Pentru că are și pe cea animal print. Așa că
E aici, mare fericire. Gata, cred că am încetat cu chiloții de la Victoria, pentru că, bă, mi se pare ce-i drept cam scump să... Ia, uite, mă învață și cum să spăl și cum să lasă-i. Până acum i-am spălat de mână din cauza pietricelelor. Cam astea au fost lucrurile pe care eu mi le-am achiziționat în ultimul timp. Abia aștept și eu, vă zic din nou, să primesc coletul de la mami. Vă super mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și ne vedem data viitoare. Dar abonați-vă, vă rog, dați acolo abonare, pentru că nu știu ce, nu vreți să vă abonați, vreți doar așa să mă vedeți incognito. Vă super pupicești, să aveți o zi sau o seară minunată, depinde când vedeți acest clip. Bye!